În sala de ședințe din cadrul Muzeului Național al Bucovinei s-au desfășurat joi dimineață lucrările Colegiului Prefectural, având cuprinse pe ordinea de zi trei subiecte și anume rezultatele obținute în agricultura județului Suceava în anul 2023, subvențiile în agricultură, care sunt un sprijin pentru fermierul român și bilanțul rezultatelor obținute în anul 2023 de oficiul județean pentru finanțarea investițiilor rurale Suceava cu realizări și perspective.